Mă ajută? Da, ah, da, da, da. O secundă, domnul. O secundă. Deci, bună ziua, stimați cetățeni, reprezentanți mass media, stimată doamnă comisar Stella Kyriakides. Astăzi am avut o întrevedere foarte bună cu comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides. În cadrul discuției echipelor noastre, am subliniat evoluțiile în sectorul de sănătate din Republica Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană și oportunitățile de avansare a cooperării dintre Republica Moldova și UE pentru ca să consolidăm sistemul de sănătate și să-l aliniem la standarde internaționale și UE. În domeniul sănătății publice, Republica Moldova are o experiență vastă de cooperare cu Uniunea Europeană, în primul rând în contextul implementării acordului de asociere. Acest lucru a stimulat progresul în domeniile cheie acoperite de cooperare sectorială în sănătatea publică și a sporit participarea la programele UE. Cadrul general pentru consolidarea sistemului de sănătate este strategia noastră națională de sănătate 2030, care este în mare parte aliniată la politicile de sănătate publică ale UE. Din planurile strategiei 2023 aprobate, au fost implementate deja un șir mare de acțiuni, pentru care o să subliniez cele mai importante. A fost creat Serviciul Național de Asistență Medicală în cazul accidentelor vasculare cerebrale, format din 13 centre pentru pacienții care au suferit de AVC, dintre care 11 primare. Au fost reparate și dotate 11 secții de terapie intensivă în toată țara, astfel asigurându-ne că în caz de urgență suntem pregătiți. În ultimii 2 ani s-a investit enorm în infrastructura medicală, în dispozitive medicale performante, modernizând mai multe spitale publice din întreaga țară. Au fost reconstruite și dotate cu echipamente centrele de sănătate publică care au o importanță primordială în pregătirea și răspunsul la urgență. După cum cunoașteți, la momentul de față aceste sume au ajuns undeva circa 3 miliarde de lei investiții, dintre care o mare parte au fost donațiile din partea Uniunii Europene. Au fost create 9 centre perinatale și dotate absolut cu toate echipamentele necesare și, de asemenea, echipamentul necesar pentru efectuarea screeningului audiologic. A fost creată rețea națională de colposcopie, compusă din 12 cabinete, 2 unități naționale și 2 regionale, pentru ca să prevenim prevenirea cancerului de col uterin. A fost creat un program de sprijin pentru farmacii în zonele rurale sub denumirea Farmacie în satul tău. Este planificat pentru acest an minim 100 de farmacii să fie deschise, 14 deja activează, agenții economici primind subsidii de la guvern până își pun afacerea pe roate și oferă un acces larg la medicamente populației din satele Republicii Moldova. A fost lansat un sistem electronic de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. De asemenea, un sistem de informații pentru înregistrarea medicală a nașterilor și deceselor, care va înlocui certificatele pe hârtie și va asigura schimbul de date interinstituțional. Un sistem informațional va fi în curând aprobat pentru resursele umane în sănătate. A fost creată o platformă digitală pentru supravegherea și raportarea bolilor transmisibile. De asemenea, o aplicație digitală pentru raportarea reacțiilor adverse a medicamentelor. Am fortificat capacitatea de pregătire pentru situații de urgență a sistemului de sănătate, prin dotarea cu dispozitive medicale esențiale necesare, inclusiv stații de producere a oxigenului medical și generatoare de curent electric, marea majoritate din care au venit de asemenea din țările UE. Implementarea strategiei naționale de sănătate a fost prioritizată prin intermediul unei serii de programe naționale pentru abordarea problemelor prioritare de sănătate publică, cum ar fi rezistența antimicrobiană, bolile rare, siguranța sângelui, sănătatea mentală și cancerul. Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2024-2027, aprobat de guvern anul trecut, joacă un rol considerabil în prioritizarea armonizării legislative și politice. Pentru Ministerul Sănătății, planul include peste 70 de acțiuni specifice, reflectând angajamentul nostru de a transpune și implementa legislația UE în domeniul sănătății publice și asistenței medicale.
De asemenea, avem planuri și pentru următorii ani, iar cele mai importante sunt să modernizăm serviciile de reabilitare din Republica Moldova, de asemenea, să continuăm investiții în furnizare de echipamente și materiale medicale, să ținem sub control sănătatea refugiaților și migraților, care rămâne una din cele mai presante provocări pentru Sistemul Național de Sănătate, și, de asemenea, în octombrie 2023, Ministerul Sănătății și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei au semnat acordul cadru de împrumut privind construcția Spitalului Regional Bălți. Avem domenii în care ne-am aliniat destul de bine anii trecuți la legislația europeană și aș vrea să menționez aceste domenii în care suntem destul de puternici. Acestea sunt controlul tutunului, bolile transmisibile, regulamentele sanitare legate de siguranța produselor, domenii în care am atins un nivel mediu și avem a lucra foarte mult încă pentru a ajusta la standardele UE. Acestea sunt reglementări privind produse farmaceutice și dispozitive medicale, substanțe de origine umană și ne referim la transfuzia de sânge și transplantul de organe, mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății și recunoașterea calificărilor pentru specialitățile medicale, sănătate și siguranța la locul de muncă. Domenii care nu au fost încă acoperite și sunt destul de complicate pentru Republica Moldova, sunt asistența medicală transfrontalieră, atunci când vom ajunge să devenim o țară UE, și cardul european de asigurări sociale în sănătate, care va trebui să lucreze și pentru pacienții noștri. Deci, Moldova a devenit un stat membru a programului EUFO Health pentru perioada până în 2027. Acest acord a fost semnat în Bruxelles în februarie 2023 și aprobat în Parlament în martie. Participarea Moldovei la acest program oferă oportunitatea de a coopera în calitate de partener egal cu țările membre UE pentru ca să consolidăm capacitățile sistemului pentru a răspunde mai bine nevoilor de sănătate ale populației, inclusiv în caz de crize de sănătate publică. Suportul UE care a fost acordat pe parcursul acestei guvernări, sistemului de sănătate din Republica Moldova, a fost unul imens și vreau să spun cu certitudine că Uniunea Europeană a fost unul din cei mai puternici parteneri ai Republicii Moldova în aceste timpuri grele în care ne-am confruntat cu multe crize, începând cu criza pandemică, după aceasta criza energetică, criza refugiaților și sperăm că acestea sunt ultimele. Deci, am primit foarte multe echipamente încă în perioada pandemică, echipamente care ne-au ajutat să salvăm vieți. Aici a fost vorba de ventilatoare, a fost vorba de echipamente de protecție, vaccin, seringi pentru vaccinare, teste pentru COVID și multe altele. De asemenea, atunci când a venit criza energetică, Uniunea Europeană a fost cel mai puternic partener ca să ne ajute să asigurăm spitalele noastre cu generatoare electrice și vă aduceți aminte câte de ele au venit din Franța, după aceasta din Polonia sau au fost procurate cu bani ai Uniunii Europene. Ne mai vorbim de toate echipamentele care au venit în spitalele noastre, în special în spitalele raionale. Mă refer aici la mese de operații, lămpi de operații, ultrasonografie, deci echipamente necesare pentru resuscitare, diferite alte dispozitive, calculatoare. Deci aș putea să prezint o listă extraordinar de lungă în care deci, veți vedea echipamentele care au fost aduse de către țările Uniunii Europene. De asemenea, priorități de cooperare rămân deschise și pentru viitor și această vizită a doamnei comisar a Uniunii Europene, deci ne va ajuta foarte mult să primim și ne-a fost anunțat acest sprijin pentru ca Moldova să-și continue drumul său corect spre aderarea la UE. În special, expertiza și sprijinul politic al Uniunii Europene sunt foarte esențiale la această etapă pentru a implementa proiecte la nivel național și local care să fie îndreptate spre consolidarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Astăzi am semnat acest memorandum foarte important care ne permite să efectuăm procurări de medicamente împreună cu țări ale Uniunii Europene
care vor permite să avem un acces la acele medicamente care nu se regăsesc aici, în Republica Moldova, și de asemenea să coborâm costurile de procurare, deoarece suntem o țară mică și uneori, deci pentru companii nu există un interes de a veni la achizițiile pe care le anunțăm noi. Achiziții comune de medicamente sunt de fapt un pas foarte important care deja demonstrează că suntem o mică parte a Uniunii Europene, chiar și până la documentul semnat de aderare. Deci noi rămânem fideli deci valorilor noastre pe care le-am reiterat nu o singură dată, să ne le aliniem la valorile europene, să atingem standardele pe care le vedem în Uniunea Europeană, care asigură o calitate înaltă a vieții, care asigură deci, servicii medicale cetățenilor Republicii Moldova la cea mai înaltă calitate, de asemenea siguranță în instituțiile medicale, deci circulație liberă a cetățenilor noștri peste toate frontierele, cu documente în legură digitale care pot fi verificate oriunde și nu creează probleme birocratice. Eu vreau să mulțumesc personal doamnei comisar și echipei dumneiei pentru tot suportul de care am beneficiat pe parcursul acestor 3 ani de guvernare și de asemenea pentru ghidarea dumnealor în drumul nostru spre realizarea visului nostru de a deveni o țară membră a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, Stella. Thank you, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be in Chișinău today. Mulțumesc mult, domnilor și doamnelor. E o mare plăcere să fiu astăzi în Chișinău. I would first of all like to thank Minister Nemirenko for a very important and productive discussion we had on our shared priorities. Vreau să încep prin a-i mulțumi, doamne ministre, Nemirenko, pentru o discuție foarte importantă și foarte productivă pe care am avut-o cu privire la prioritățile noastre comune. This is not the first time I have had the opportunity to meet Minister Nemirenko, and we have often discovered and shared that we see the needs to improve and change the way we look at health within the EU in very similar ways. Nu este prima oportunitate de a mă întâlni cu ministra Nemirenko și de fiecare dată am discutat și ne-am convins că avem niște viziuni comune privitor la necesitatea de a schimba și a îmbunătăți standardele de ocrotire a sănătății, de îngrijire a sănătății în conformitate cu standardele Uniunii Europene. We have just signed together with the minister Moldova's participation in the EU joint procurement agreement. Tocmai am semnat participarea Republicii Moldova la acordul de achiziții comune al Uniunii Europene. Since this was launched 10 years ago, this has become a very important tool in responding to serious cross-border health threats. Din momentul când a fost lansat acest acord, acum 10 ani, el a devenit un instrument foarte important în răspunsul la amenințările transfrontaliere grave în adresa sănătății. As a signatory to this agreement, Moldova, its healthcare system and its citizens will be stronger and better prepared for future health crises. În calitate de semnatare a acestui acord, Republica Moldova, sistemul său de sănătate și cetățenii săi vor deveni mai puternici și mai bine pregătiți pentru a răspunde la orice fel de crize legate de sănătate. By signing this agreement, Moldova will be joining a mechanism that enables all of its participating countries to have faster, more equitable and often cheaper access to vital medicines and products. Semnând acest acord, Moldova va beneficia, deci semnarea la acest acord de fapt permite țărilor participante, inclusiv și Republicii Moldova, de a avea un acces mai rapid, mai echitabil și adesea chiar mai ieftin la medicamente și la produsele medicale vitale. And this will ultimately lead to better protection of the citizens in the event of a health emergency. Și în ultima instanță, acest lucru va ajuta să ne protejăm mai bine cetățenii în evenimentul unei urgențe de sănătate. It is a very powerful example
of the strong solidarity and cooperation between participating countries. Este un exemplu foarte puternic de cooperare strânsă între țările participante la acest acord. Today's signing marks another important step in Moldova's path towards European integration. Semnarea de astăzi a acordului marchează încă un pas important în parcursul Republicii Moldova spre integrarea europeană. But this cooperation between the EU and Moldova goes beyond the joint procurement, as you heard from the minister today. Însă, această cooperare, de fapt, depășește doar domeniul de achiziții comune, exact așa cum a menționat adineaori doamna ministră. Today I will have the chance to visit with the minister some important projects which are co-financed and supported by the EU. Astăzi am șansa să vizitez împreună cu doamna ministră câteva proiecte importante care sunt cofinanțate și susținute de Uniunea Europeană. We will be visiting the emergency reception unit of the Institute of Emergency Medicine, which is strengthening response capabilities in the Romanian-Moldovan border region. Vom vizita secția de recepționare de urgență a Institutului de Medicină de Urgență, care consolidează capacitățile de oferire a serviciilor medicale de urgență în regiunea frontierei româno-moldave. Thus providing patients with essential medical services. Astfel oferind cetățenilor servicii medicale de urgență esențiale. And we will be also visiting the Oncological Institute, which provides vital care to cancer patients in Moldova every day. Și în afară de aceasta vom vizita și Institutul Oncologic, care oferă îngrijiri vitale pentru pacienții moldoveni care suferă de cancer în fiecare zi. Only two weeks ago, the EU and Moldova launched accession negotiations. Doar două săptămâni în urmă, Uniunea Europeană și Republica Moldova au lansat negocierile de aderare. And I want to take the opportunity of being here today to warmly congratulate you on achieving this historic milestone. Și vreau să profit de acest prilej de a fi astăzi pentru a vă felicita călduros pentru faptul că ați întreprins ați făcut acest pas istoric pentru această etapă istorică. It is a very clear reflection of the hard work and the commitment that Moldova is committed to towards reform, towards the EU pathway. Este o reflectare clară a tuturor eforturilor depuse și a angajamentelor Republicii Moldova de a reforma și a avansa țara pe calea spre aderare la Uniunea Europeană. And we had an opportunity to discuss these reforms and the efforts to modernize the healthcare system with the minister and her team today. Am avut oportunitatea să discutăm aceste reforme și eforturile de a moderniza sistemul de sănătate al Republicii Moldova împreună cu doamna ministră astăzi. And work that we are already seeing encouraging results. And when it comes to this kind of work, I want to just say that Moldova is working in the direction to progressively align public health in the direction of the rights and obligations of the EU. Deja observăm mai multe rezultate încurajatoare a acestei munci asidue și atunci când urmărim aceste eforturi, observăm că Moldova deja a înregistrat progrese în alinierea progresivă la drepturile și obligațiile Uniunii Europene în domeniul ocrotirii sănătății. Reform in healthcare systems and strengthening healthcare systems are not challenges faced only by Moldova. Reformarea, îmbunătățirea sistemului ocrotirii sănătății nu reprezintă provocări de care se ciocnește doar Republica Moldova. They are faced by many of our member states and this is the focus that we are placing now since the pandemic. Mai multe state membre s-au ciocnit de aceleași provocări, din acest motiv, anume pe acest domeniu, ne concentrăm atenția noastră încă din timpurile pandemiei. Where we have changed the way we look at health in the EU. Noi am schimbat modalitatea în care percepem, în care abordăm domeniul sănătății în Uniunea Europeană. And we are building to with the member states, and this we had an opportunity to discuss and share with the minister, a strong European health union. Noi construim împreună cu statele membre și exact acest moment l-am discutat astăzi cu doamna ministră, construim un domeniu puternic al sănătății în Uniunea Europeană.
where health systems will be better prepared to face crisis. Astfel încât sistemele de sănătate să fie mai bine pregătite pentru a face față la crize. And where healthcare is based on solidarity and equity. Și unde sistemul de sănătate se bazează pe solidaritate și echitate. And this is what health needs to be about for the European citizens. Anume acest lucru trebuie să fie obținut pentru cetățenii Uniunii Europene. Acestea sunt nevoile pe care le au. So with the minister we discussed the priority areas and the work that is ongoing to strengthen Moldova's healthcare system. Am discutat cu doamna ministră domeniile de prioritate și munca, lucrul care trebuie să fie continuat pentru a consolida în continuare sistemul de sănătate al Republicii Moldova. And I have assured her of our continued technical and other support and assistance in order for Moldova to achieve these changes. Și am asigurat-o pe doamna ministră de tot sprijinul nostru, asistența tehnică și de altă natură pentru a ajuta Republica Moldova să obțină aceste scopuri. Minister, I look forward to continue working with you. Doamna ministră, de-abia aștept să continuăm să conlucrăm cu dumneavoastră. I want to thank you for your hospitality in Chișinău. Vreau să vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră în Chișinău. And I want to assure you that the European Commission is with you every single step of the way in this process. Și vreau să vă asigur că Comisia Europeană rămâne alături de dumneavoastră la fiecare pas în acest proces. And I look forward to our visits this afternoon. Și de-abia aștept vizitele din această după-amiază. Thank you. Mulțumim. Thank you.